Pe parcursul a două zile, pretendenții la locurile pe podium au concurat la exercițiile de natație, alergări pe banda rulantă, ridicarea greutăților, ridicarea în brațe la bara fixă, în total la 19 exerciții. Competițiile la CrossFit organizate la Chișinău pentru a patra oară presupun o dezvoltare multilaterală, cunoștințe din cele mai diverse probe, halteri, atletism, natație, dar și elemente din complexul de exerciții ale conatorilor. Alături de gazdele turneului, în lupta pentru titluri au fost prezenți oaspeți din Odessa. În 1 octombrie, reprezentativa Centrului Sportiv din Chișinău a cucerit în orașul de pe malul Mării Negre locul 2 la turneul internațional similar, la care au mai concurat sportivi din Rusia, Ucraina și Muntenegru. CrossFit-ul este ambasador și Moldova ca integrare în Europa, atât pe plan sportiv, cât și în genere. Din numărul participanților actuale ediții face parte și campionul turneului precedent, Serghei Labliuc, de la Chișinău. La capătul istovitorului maraton, atletul în vârstă de 28 de ani s-a situat pe locul 2, fiind depășit de debutantul competițiilor, Iure Marincenco, Chișinău.